După marele pas, cuplul plănuiește acum să se mute într-o locuință mai spațioasă, unde Daliana își poate pune în valoare talentul în design interior. Nu știu dacă sunt un om al bilanțurilor. A fost anul în care am ales să facem cea mai frumoasă petrecere de nuntă pe care și-o poate imagina un cuplu, restrânsă, 56 de persoane, multe supărări după, dar atâtea locuri am avut. Am ales să ne facem luna de miere într-un loc în care am mai fost, dar la un alt nivel, pe care ni l-am dorit mereu, și pe care îl dorim tuturor îndrăgostiților și căsătoriților, porumbeilor. Am fost în Bali. Căutăm ceva mai mare acum să ne achiziționăm, poate o casă. Deși amândoi preferăm un apartament. Cred că de aici o să înceapă momentele de cumpănă. Arhitectul îl am, trebuie doar să ne hotărâm asupra zonei. Daliana Răducan va fi cea care se va ocupa de design, iar Răzvan Simion are încredere în abilitățile soției sale. Evident, mi s-a spus că 2-3 perne pot și eu să aleg, hai și un candelabru, dar doar atât. În trecut, Răzvan Simion a locuit în apropierea colegului său de la Antena 1, Dani Oțil, alături de care face echipă de 16 ani. Totuși, drumurile lor s-au separat, iar prezentatorul a ales să se mute în altă zonă. Eu i-am cumpărat-o, eu i-am negociat-o, eu l-am dus la bancă. Ne-am hotărât să ne mutăm în afara orașului. Era o modă, acum mai bine de 15 ani. Eu am plecat de acolo și el a rămas. El zice că se înțelege mai bine cu noi vecini. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.